Tot la DICOT, în urmă cu foarte puțin timp a ajuns și Gheorghe Dincă. Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, acesta a fost scos din arest, dus la DICOT, unde va fi audiat și unde continuă acel profil pe care îl face un specialist FBI. Se vorbește foarte mult despre analiza comportamentală. Se va stabili dacă a avut discernământ în momentul în care a comis crimele pe care le-a mărturisit și, de asemenea, dacă în continuare minte sau spune adevărul. Vă reamintesc, vin informații noi. Acesta ar fi clacat în momentul în care a aflat că acasă, la Caracal, casa și curtea sunt percheziționate, după care și-a cerut scuze anchetatorilor că i-a mințit în momentul primelor percheziții. Scurtă pauză și revenim cu mai multe informații.